Angajații de la domeniul public Suceava au produs anul acesta în seara primăriei peste 460.000 de fire de flori. Aproximativ 405.000 fire au fost plantate în oraș. Ținând cont de capriciile vremii din ultimii ani, horticultorii primăriei s-au gândit să-și asigure o rezervă de flori pe care însă au epuizat-o deja din cauza hoților. În doar 3 săptămâni, persoane necunoscute au reușit să sustragă peste 40.000 de flori plantate în mai multe zone ale orașului. Pe întreaga suprafață pe care o avem în administrare, de aproximativ 18.000 de metri pătrați alineamente și straturi cu flori, în primăvara acestui an s-a plantat undeva la 405-410.000 de fire de flori. După ce am terminat plantatul și deja florile au început să arate cât de cât, au început să înflorească pe scoaruri, am constatat că încep să dispară flori. M-am luat-o în glumă, a zis că prește cineva, ia o floare, două, o pune în cimitir sau o duce acasă, dar deja a devenit o practică. Și pot să spun că exactitate că au dispărut undeva la 40 ceva de mii de fire de flori. De ce spun lucrul ăsta? Fiindcă toată rezerva pe care am avut-o făcută pentru situații extreme, am fost nevoiți să iau măsura completării golurilor, începând de la Mor Galeria până la zona centru. Hoții par să fie cunoscători în domeniu și asta pentru că fură de pe straturi, din sensurile giratorii sau din scoaruri, cele mai frumoase și mai scumpe plante. Se fură în special florile care sunt mai deosebite. Este vorba de salvie, este vorba de crăițe, petunii foarte multe. Da, este un record. Deci sunt de 10 ani la domeniul public, însă așa ceva nu am întâlnit. Angajații primăriei Suceava au calculat deja și prejudiciul cauzat de hoți. Este vorba despre aproape 25.000 de lei. Pentru că suma este mare, a fost sesizată și poliția locală. Există suspiciuni că hoții ar vinde florile în Piața Mare din municipiul Suceava. Avem informații că o parte din aceste flori sunt duse dimineața în piața centrală, deci nu suntem siguri, dar sunt zvonuri. Anumite persoane merg în piața centrală și dau la vânzare persoanelor care vând la tarabă flori. Eu știu, cu bani, fără bani, nu pot să-mi dau seama, nu am verificat, dar însă o să facem niște controle de acestea dimineața să ne convingem. Nu este pentru prima dată când hoții dau iama în florile primăriei, numai că în anii trecuți prejudiciul cauzat era cu mult mai mic. Și în anii din urmă, deci în fiecare an, dar cantități mici, știi, acolo undeva de ordinul sutelor sau, știu, maxim 1.000 sau 2.000 de fire de flori. A fost un caz mai special în urmă cu 4 ani când s-au furat tot așa masiv bulbi de la lele. Conducerea poliției locale atenționează că pentru furt hoții de flori se pot alege chiar și cu dosar penal. Numai că nu scapă doar cu atât, trebuie să plătească prejudiciul cauzat plus o amendă care, pentru persoane fizice, poate ajunge și la 500 de lei.